Se încheie anul 2017 și ia ca ia ca vine Crăciunul, vin sărbătorile. Pentru mine anul 2017 a însemnat foarte multe emisiuni Lumina și foarte multă politică moldovenească. Am încercat cumva să sintetizez băcățele crâmpiei din tot ce am reușit eu să fac în 2017 și destul de dezordonat vă-li tornec acum ca un șuvoi în fața voastră. Să vă săturați și voi alea cât de politica moldovenească. Și totodată vă coprind, vă doresc sărbători cât mai frumoase și haideți să ne revedem, fie pe interneturi, Facebook-uri, YouTube-uri, Google Play-uri, iTunes-uri sau aici, la TV8, în fiecare duminică seara. Sperăm să continuăm și în 2018 relația noastră de prietenie. V-am pupat, v-am cuprins. Numai bine! Când Republica Moldova a devenit independentă, există un grup de oameni asupriți și chinuiți în cel mai urât mod. Acești oameni se numesc deputați sau membri de parlament sau în limba rusă chilen sau în limba engleză chilicică de puli. Da, iată coi. Dragi izbiratele Dodona, pozdravlaju vas sa cerednim producătoram de valuri în tazic. Malădeți, Igor Nicolaevici, hai să ne învățăm o dată lecția. Meduza asta de om este un provocator și nimic mai mult. El hamă, dar niciodată nu mușcă. Dar oare de ce nu mușcă? Dar poate pentru că omul pe care el ar trebui să-l muște e același care i-a pus și botnița. Da, noi am criticat de mai multe ori pozițiile și eu guvernul și guvernul la președinție și invers. Și cred că este bine când sunt poziții diferite. Da, exact! Și noi credem la fel. Este bine să fie poziții diferite, pentru că la o vreme încoace e singură poziție în care doar voi pe noi. Noi pe voi încă niciodată. Взгляните внимательно, вот смотрите. Если вы настоящий патриот, у вас на языке должна быть надпись. Не румынский, а молдавский язык. Взгляните внимательно. И давайте с этим бороться. Нарок, я бураж десуари. Врёв с ворогом лук, распрогатиться уница, крючоку, ди жернишоря с молку пьев, пентука с мержем ла пескуит. Да че фил ди пескуит, Андрей? Ла пескуит ди балени, ин капулу и Андриан Канду. Консидер ин континуаре, ка ун вице-președинте а парламентului требуе са фие din opoziție și preferabil să fie doamnă. Iurie Leancă este noul vicepreședinte al Parlamentului. Acesta a fost ales în funcție la propunerea șefului legislativului Andrian Candu cu voturile a 52 de deputați. Dar e absolut de la clar. De vicepreședinte al Parlamentului pretindeți? Nu, nu, mulțumesc. Nu este foarte astfel de discuții? Nu, nu. Deci încă o dată. S-a propus? Cândva s-a propus, dar nu mă interesează funcția respectivă. Cândva când? Deja curios. Pe jumătate de an în urmă. Postul liberal-democrat Iurie Leancă este noul vicepreședinte al Parlamentului. Asta a fost ceea ce am vrut să vă comunic. Dacă aveți întrebări, vă rog. Я ни хера не понял, что ты сказал мне. Но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца. Fiindcă nu sunt, vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere. Vreau să vă felicit și eu cu această sfântă sărbătoare. Sfântul Mucenic Gheorghe, purtătorul de victorie, care și Ștefan cel Mare când merge la luptă, fără el nu se pornea. Ideea de a-și alege singur deputații este susținută de mai mulți oameni de cultură. Aceștia cred că dacă inițiativa va fi votată, atunci în viitorul Parlament vor ajunge personalități care acum nu-și găsesc locuri pe listele de partid, iar clasa politică va fi îmbunătățită calitativ. Mi-amintesc cu mult drag de primul Parlament al nostru. Te aduceți-vă aminte, vă rog, ce personalități notorii aveam atunci în Parlament. Voi susține votul uninominal, fiind sigură că se va înnoi clasa politică. Alo, bună seara, doamna Zinaida Julea. Da. Dumneavoastră, ce vă face să credeți că o să fie oameni notori în Parlament, dar nu oameni gen Ilan Șor, care poate să-și plătească electoratul câteva zeci de euro și el devine Dumnezeu? Asta e, te rog, tu ai o părere a ta. Eu nu vreau să intru în pădure mică, pentru că răgușesc și am de cântat. Susțin votul uninominal pentru că el îi va pune la treabă pe deputați. Asta ne dorim cu toții. Tu ai reușit să citești proiectul de lege propus de FDA și Plahotniuc? Proiectul de lege eu nu l-am citit. Susțin votul uninominal pentru că vom putea direct să alegem
deputatul care ne va reprezenta interesul nostru în Parlament. Tu știi că chiar dacă vor fi desemnați oameni de pe la sate, oricum vor fi supuși sau se vor supune liderului de la Chișinău, la ce schimbare tu te aștepți exact? Măi, eu chiar acum nu știu ce să-ți spun. Vreau să, în primul rând, să vă spun, domnul Bolocan, că aici oamenii care sunt aici prezenți reprezintă diferite categorii ale societății și un respect ar trebui să-l aveți față de toți, care sunt, indiferent de opiniile care le are fiecare. După cum ați văzut, noi deja de aproape două ore discutăm și opinii sunt diverse și sunt și discuții în contradictorii, dar așa cum și am menționat, ne bucurăm că ați venit să căutați lumina, dacă nu o găsiți în altă parte, cu siguranță în Parlament o să o găsiți și mai ales la această masă și în această sală, deoarece sunt aici minți luminate, care cu siguranță o să vă reușească să vă lumineze și pe dumneavoastră. Da, de unde ați venit? Raionul Sporeni. Da, cu cine? Eu singur de acasă am venit. Da, cu ce ați venit? Transport propriu? Da. Da, unde ați parcat mașina? La autobuz am venit. Îi vom respecta încă o dată pe cei care au trăit, care sunt copii ai războiului și totodată le vom oferi siguranță tinerilor din Republica Moldova. Fascism ne prăjut! Fascism ne prăjut! Este ziua de 9 mai, când sărbătorim ziua mare victorie asupra fascismului. Ei, transport, cine știe, nu o s-o iet și nu o adus, da, și cu transportul și ala. Ce ați venit? Câte autocare? Patru. E carusuri, fără pierdele, fără nică. Și trebuie odată pentru totdeauna să ieșim din dizbinarea geopolitică în care este ținută țara captivă de atâția ani de zile. Nu mai o fost și ziua biruinței. Și n-aș fi nici acum ziua Europei. Unii sărbătoresc o sărbătoare, unii alta vrem să vă întâlnim. Hai, vă rog, mersi. O zi frumoasă. Dar de ce nu vreți să ne spuneți? Dar v-am spus. Păi pentru dumneavoastră, ce semnifică? Auzi, colega, zățânește fruntea, mi-a te rog. Lasă tu fruntea, privește mai bine ce zavivcă mi-am pus eu pe păr. Da, da, tu nu uita că eu mai am o cravată. Iar un bărbat cu cravată face cât 1000 de femei cu zavivce. Of, dar și înțelege ce vrei să spui. Hai mai bine să urmărim un reportaj despre domnul nostru filantrop, preacuvios și preacucernic, domnul Vla, pla, 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 pla. Domnul Plahotniuc, la final, special pentru dumneavoastră, am pregătit un vazon cu chipieri iuti, că dacă vă arde, apsnus stângă. Ne-am înțeles, știți unde să-l băgați, dar să-l băgați atent. Da, da, mersi, o să mă ajute cineva. Vlad Plahotniuc i-a sfătuit pe tineri să fie flexibili, să asculte părerile altora și să nu fie categorici în orice situație. Nu trebuie să aveți complexă de la faptul că vă conving oamenii. Dacă o să vă complaceți în teoriile voastre, o să scăpați trenul. O să rămâneți la o gară care nu avansează. Aici sunt manuale, tot prescris, tot îți învățați. După aceea, viața e cu totul altfel. De gata, atunci când o să vă spun, să fiți la Chișinău. Toți. 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 Dar eu simt că lucrul ăsta se apropie. Am văzut bani în viața mea așa. Vă spun eu, cel mai important în ziua de azi, sănătate. Banii nu fac fericire, nu aduc fericire. Cel mai important în ziua de azi, sănătate. Andrei, da cum comentezi tu vizita lui Dodon la Moscova? El în spatele lui Putin. Fu, boribil, jrr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 r
provocator. Întrebare, cine din voi a călătorit cu metroul prin orașele mari? Europa, America de Nord? Cu siguranță vi s-a întâmplat să vedeți prin metrouri nebuni de legat, oameni oleacă deranjați, care în cel mai bun caz vor să atragă atenția asupra lor sau vor să cerșească niște bani. Mie, la Montreal, mi s-a întâmplat într-o dimineață să merg timp de 4 stații în fața unui om care, timp de 4 stații, astăzi vreo 10 și 12 minute, în tot spunea că vrea să-mi taie gâtul. I'm gonna catch a throat, I'm gonna catch a throat, I'm gonna catch a throat. Îmi spunea asta în engleză și eu știam că unica soluție este să-l ignor. Eu l-am ignorat, el tot a rămas cu dorința, cu ideea de a-mi tăia gâtul, dar eu l-am ignorat, am ieșit din metrou și incidentul s-a terminat. Așa e și cu Dodon, dragii mei.
Dodon este un provocator. Vizita lui la Moscova, mândria, fala din ochi, buzele lui pline de speranță. Tot asta este o provocare pentru mulți dintre noi și noi vrem să ne apucăm, să comentăm, să facem memuri, să ne înrăutățăm, să... și de rău, Dodon! Însă, din potrivă, soluția ideală în cazul dat este să-l ignorăm. Rugămintea mea mare către jurnaliști este atunci când el vă va surprinde cu noi vizite la Moscova, noi provocări în timpul briefingului de presă, este să-l ignorați. Sau în cel mai bun caz, dacă relatați o știre de la un briefing de la Dodon, folosiți adjective, ca lumea să înțeleagă despre ce e vorba. Un titlu ideal despre vizita lui Dodon la Moscova ar fi sunat așa: Priveliște tristă la Moscova. Unicul președinte de țară, în afară de Putin, prezent la parada din 9 mai, a fost un biet blogger, Igor Dodon, provocator și mincinos cu experiență, milionar ipocrit până în Mădova și pur și simplu un om nu foarte bun. Atât. Și aceste tendințe să le cunoaște. Nu v-ați identificat. Mă bucur că ne-am înțeles. Sunt moldovean și mă mândresc că sunt moldovean. Și limba vorbesc? Vorbesc limba de stat. E clar. Acolo nu puteai scrie limba de stat. Nu spui într-o provoție. Ne-ai română să mă numesc. Simplu, ce limbă? Limba de stat, conform cu Constituția. Nu, 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 nu există la recensământ. La recensământ am văzut doar moldovenească, română și așa mai departe. Păi? Trecem la următoarea întrebare. Da. Я вам хочу сказать такую вещь. Гагаузский является древнетурецким языком. Но это же не значит, что они срочно должны стать турками. Гагаузы. Понимаете как? Очень правильно говорит господин или госпожа Хренова. Действительно, так и есть. Румыны пришли и украли. У нас всю жизнь была апы дурча. Они пришли и сказали, нет, сук. Что значит сук? Во-первых, некрасиво кому-то говорить в лицо сук. Сам ты сук, твой мама сук и ты сукин сын. Eu am terminat limba de stat. Eu am terminat. Я взял и закончил этот язык. Вот так за глотку взял и закончил, чтобы он больше не язык. Știți, патриархul Кирил mi-a spus un lucru foarte înțelept la începutul mandatului. Domnule președinte, acest mandat este dat de la Dumnezeu? Președintele țării a plecat în mai multe sate din Moldova să atingă copilași și să mănânce colacel. Domnul președinte, bine ați venit! Noi aici colacul vi l-am pregătit. Hai vă rog, luați și îl mușcați și pe noi poporul din spate a plecat așa și gustați niște floricele de la fetiță. Mă numesc Violeta Ivanov, sunt deputată cu păr, dar vă rog nu atrageți atenție la păr. Cel mai important cuvintele care iese tot din regiunea cu păr, adică gura. Vreau să vă anunț că astăzi, pentru că vreau să fie stabilitate, statalitate și bababilitate, o să mă înscriu în rândurile Partidului Democrat, în PD. PD, dacă eu nu mă înscriu în PD, în țară o să fie super PD. Dragostea